în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc Astăzi vom discuta despre distinctivele penticostalismului în România, deoarece, conform opiniilor unor istorici penticostali, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființarea oficial a primei biserici de această confesiune pe pământ românesc. Deși în acel moment istoric în România existau deja alte biserici evanghelice nepenticostale, învățăturile specifice noii mișcări au fost suficient de aderente, Astfel încât s-au înființat, rând pe rând, uh, multe alte biserici care au îmbrățișat uh, noile învățături și practici. Ne propunem o evaluare teologică a evoluției învățăturilor pentecostale, acum la An Centenar. În acest sens, l-am invitat la microfon pe fratele pastor Constantin Macoveciu. Bun venit în emisiunea noastră! Bine, v-am găsit! Vă Salutăm, stimați ascultători, și vă solicităm o atenție maximă pentru acest episod special la moment aniversar. Haideți să vedem dacă la acel moment, când s-a înființat prima Biserică Apostolică în țara noastră, știm pentecostalismul deja a apăruse de peste două decenii pe scena mondială. Cum se face că și România a fost deschisă față de această nouă mișcare creștină, deși avea pe atunci credincioși evanghelici de alte nuanțe confesionale? Cred că singurul răspuns ar trebui să pornească de aici. Pentecostalismul este o mișcare de trezire spirituală, nu de reformare doctrinară. O trezire spirituală presupune ceva nou, ceva inedit. Ce a fost nou? În primul rând, o experiență. O experiență cu Dumnezeu, o experiență biblică, botezul cu Duhul Sfânt. Această experiență urmată de primirea unor daruri miraculoase, printre care darul vindecării, care s-a manifestat în vindecarea unei surori, sora Bradin, Pe Persida Bradin. Deci, noutatea consta în experiența cu totul specială și, doi, în interpretarea acestei experienței. Această experiență a fost interpretată în câteva feluri, exprimate în numele pe care le-a încercat mișcarea penticostală de la început. Un nume era ploaia târzie, ceea ce spunea că experiența asta este o ultimă reversare a Duhului Sfânt înainte de venirea Domnului Isus. Un alt nume era Evanghelia de plină, ceea ce înseamnă că această mișcare avea conștiența faptului că în Evanghelie Domnul Isus este și botezător cu Duhul Sfânt, și vindecător, nu numai mântuitor. O altă uh, denumire a acestei mișcări a fost apostolică ceea ce înseamnă că liderii mișcării și credincioșii au înțeles că ne întoarcem spre vremea apostolilor, cu semne, cu minuni, cu botezii cu Duhul Sfânt, înainte de venirea Domnului Isus. Deci aceasta era noutatea care a făcut ca mișcarea penticostală să prindă în România și chiar să aibă o creștere spectaculoasă de la bun început în uh, opinia dumneavoastră, deși știu că există uh, opinii diferite, spuneți-ne unde s-au semnalat uh, primii credincioși uh, de rit penticostal și când anume s-a înființat prima biserică penticostală în mod oficial. Eu nu mă bat prea mult pe detaliile istorice. Există totuși trei centre despre care se poate vorbi. Unul în zona Sibiului, unul în zona Bucovinei și unul în zona Aradului. Cronologic este foarte greu de stabilit cu exactitate unde și care au fost primele grupuri sau primele persoane care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt însoțit de vorbirea în limbi. Însă, cum spuneam oficial, Aradu a devenit centrul pentecostalismului, mișcarea începând în 1922, în 10 septembrie, cu Braden, George Bradin, primul președintei Penticostal și cel care a deschis prima biserică penticostală în Păuliș, în județul Arad. Care au fost principalele distinctive ale noii mișcări în urmă cu 100 de ani? Sigur, mișcarea penticostală a mers pe câteva modele, modele mântuitoare sau soteriologice le numim noi, adică felul cum a înțeles mântuirea, cum și-a explicat mântuirea, ca și pe câteva modele privind lucrarea Duhului Sfânt. Le-am putea numi modele pneumatologice, adică cum a înțeles Pentecostalismul lucrarea Duhului Sfânt. Distinctivele pot fi cel mai bine asociate cu aceste modele. De pildă, un prim model era acela pe care întemeitorii Pentecostalismului mondial, respectiv Charles Parham și Seymour, și el l-a preluat din mișcarea de sfințirii din care proveneau și era modelul acesta că mântuirea poate fi văzută în etape, în stadii. Un prim stadiu fiind convertirea, un al doilea stadiu fiind sfințirea, un al treilea stadiu fiind botezul cu Duhul Sfânt. Și ideea aceasta a intrat și în România și Bradin și pionierii penticostali românești au considerat că Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de sine stătătoare, care este distinctă de convertire și care de obicei este după convertire. A, acesta model în trei stadii, convertire, sfințire și botez cu Duhul Sfânt, a avut și varianta de două stadii, cea care a intrat în România, adică convertire și botez cu Duhul Sfânt, pentru că sfințirea poate fi văzută ca un proces și nu ca o experiență de sine stătătoare. Deci distinctivele, pornind de aici, consta în experiența botezului cu Duhul Sfânt, care nu se primește automat la convertire, ci mai târziu și asociată cu vorbirea în alte limbi. O altă distinctivă, dacă trebuie să folosim termenul acesta, vine din modelul îl numeam e al Evangheliei de plini, adică Domnul Iisus Hristos prezentat ca mântuitor, ca vindecător, ca botezător cu Duhul Sfânt și ca rege care vine. Și atunci o distinctivă a învățătorii pentecostale este că Domnul Iisus botează cu Duhul Sfânt și că vindecarea, Domnul Iisus este vindecătorul, dar vindecarea este deja achitată de Domnul Iisus este așa-numita vindecare prin ispășirea Domnului Isus Hristos. Alte distinctive ar putea să fie legate de faptul că penticostalismul a fost o mișcare cu o metodă de interpretare sau hermeneutică specială de tipul acesta. Asta este ceea ce? Asta este ceea ce scrie? Așa scrie, așa facem și... Tipul acesta de interpretare a făcut ca penticostalismul să meargă într-o citire a Bibliei în mod profetic, adică asta spune Biblia, mie îmi spune. Așa scrie în Biblie, asta despre mine este vorba. O citire profetică a Bibliei și o interpretare literară a Bibliei. Ca orice mișcare care se pretinde a fi restauraționistă, și penticostalismul a cunoscut o perioadă de entuziasm, după care s-a instalat, să spunem așa, o fază de platou. Cam cât a durat perioada de explozie inițială a mișcării? Vedeți că întrebarea este dificilă pentru că noi putem privi penticostalismul ca o mișcare cu o creștere numerică sau noi putem privi penticostalismul din perspectiva entuziasmului și a experienților spirituale, experienților cu Duhul Sfânt. În ceea ce privește creșterea numerică, este de asemenea dificil să fixăm o perioadă de timp dacă o luăm în cifre. Dacă o luăm în procente, este cu totul altceva. De exemplu, de la doi credincioși în 1922 în septembrie, în decembrie s-a ajuns la 30, deci procentajul este foarte bun. Dar dacă o luăm ca și cifre, 28 de pentecostali într-un an este foarte puțin, în zilele noastre creșterea este mult mai mare. Deci ar trebui să avem niște statistici foarte clare, în procente. Poate există, dar eu nu le cunosc și n-aș vrea să mă aventurez. De aceea aș vrea să prezint mișcarea penticostală din perspectiva entuziasmului, din perspectiva darurilor, a experiențelor cu Dumnezeu. Cred că nu nu sunt prea obiectiv dacă spun că prima generație de penticostale a fost de fapt cea care a marcat și doctrinar și experimental caracteristicile, distinctivele mișcării penticostale. Și cam cât a ținut prima generație de penticostal, cam atât a ținut și entuziasmul. Sigur că el n-a dispărut, dar nu a mai fost la aceeași intensitate. În mod de cert, până la o cristalizare a gândirii și a practicilor specifice au existat și anumite fenomene de exagerare în privința unor învățături sau practici. Se pot identifica la modul concret asemenea excese care au caracterizat cel puțin perioada de debut. Braden a fost uh, influențat și el și prin structura lui, un credincios extrem de rigid, pot spune poate chiar legalist, conservator. Probabil că ar trebui considerat excentric în anumit, din anumite puncte de vedere, dacă mă gândesc că el a uh, susținut că simplitatea în îmbrăcăminte este o condiție a mântuirii, că a folosi, de exemplu, instrumente mai moderne, uh, cum erau la vremea aceea, un radio sau o bicicletă este deja o mândrie care afectează mântuirea. Probabil că acestea trebuie considerate ca exagerări. De asemenea, pot considera ca exagerare ideea că până când nu vorbești în alte limbi nu ești mântuit, deci o idee doctrinară, idee care cu timpul a fost corectată pentru că botezul cu Duhul Sfânt se primește după ce omul a primit deja mântuirea. Am putea mai afirma că prima generație de pentecostali a exagerat puțin, poate, în modul cum a înțeles stăruințele după botezul cu Duhul Sfânt. Ca practică, nu ca doctrină. Ca doctrină ei au înțeles după Luca 11 că trebuie să ceri potezul cu Duhul Sfânt până când îl primești. Dar practicile erau uneori exagerate, fie prin strigăte, fie prin manifestări fizice care pentru penticostalii de atunci erau aprobate, acceptate, dar pentru un vizitator deranjau și erau extremiste. Mișcarea s-a bucurat din start de o anumită omogenitate în învățătură sau a trebuit să treacă suficient de mult timp până să se ajungă la o uniformizare la relativă? Omogenitatea în învățătură atunci când vorbim de pentecostalism este un termen foarte relativ, pentru că nici pe plan mondial și nici pe plan românesc nu putem vorbi despre o învățătură unitară, omogenă, 100% aceeași în toată România. Există totuși o mulțime de elemente comune în învățătura penticostală. Vreau să spun că la început, dacă ne gândim doar ca centru Aradul și ca învățători Bradin, atunci învățătura penticostală era unitară prin faptul că era pornea dintr-un singur centru dar puțin mai târziu apare un al doilea centru în România cu influențe din afară respectiv în Danzig în Polonia era pe atunci uh, uh, apare o școală biblică a unei misiuni o misiune se chema Misiunea pentru Europa de răsărit și pentru Rusia și la misiunea aceasta au fost invitați și câțiva credincioși din România, printre care putem să amintim pe Emil Bodor, pe Gheorghe Catargiu. Acolo, în Danzig, școala era de la o altă grupare penticostală, respectiv Assemblies of God, care este puțin, sau încă de pe atunci, era puțin mai modernă decât Church of God, biserica lui Dumnezeu. Ei, învățătura de la școala din Danzig diferea față de învățătura pe care a primit-o Bradin, influențat de cei de la Church of God din America, în câteva puncte de vedere. Bodor și cei de la Danzig, de exemplu, în ceea ce privește doctrina, acceptau ideea că există botez cu Duhul Sfânt și fără o apariție spontană, chiar în momentul botezului, a vorbirii în alte limbi, ceea ce pentru Bradin era absolut imposibil. Bradin spunea, vorbirea în limbi este dovada fizică inițială absolut obligatorie. Școala din Danzig spunea, poți să primești botezul cu Duhul Sfânt manifestat printr-o putere spirituală, printr-o bucurie deosebită, prin aprinderea unui foc lăuntric, dar vorbirea în limb să vină ceva mai târziu, pentru peste o zi, peste o săptămână sau chiar și mai târziu. Deci aici a fost o primă mare nuanță în doctrină. O a doua nuanțare era cu privire la Cina Domnului. Cina Domnului Bradin pretindea că trebuie făcută obligatoriu cu azime și cu rodul viței nefermentat și trebuie asociată cu spălarea picioarelor în mod obligatoriu. Ori la Danțic, respectiv Bodor și cei care s-au grupat în jurul lui, spuneau cina se poate face cu pâini obișnuite, dospite, rodoviței fermentat sau nu, nu contează, iar ei nu practicau spălarea picioarelor. Deci o altă sau distinție, atât în învățătură cât și în practică. Practica spălării picioarelor, gruparea din jurul lui Bodor au renunțat la ea. Deci putem spune că au existat aceste două mari curente în penticostalismul românesc mulți ani, până în 1950, când, sub presiunea comuniștilor, au trebuit ca grupările penticostale, care erau pe atunci vreo patru, să se asocieze toate într-o singură să o numim asociații sau cult, cultul penticostal. Și atunci, iată că, pe lângă multe relii care le-au făcut comuniștii, au făcut totuși uh, un, uh, un favor mișcării penticostale, în sensul că au unit-o într-un singur centru, ceea ce a dus, pe urmă, la o omogenizare a învățăturilor. Având un singur centru, au apărut tipărituri, au început să apară conferințe la nivel național sau regional și încet, încet învățătura a început să se omogenizeze. Deci putem vorbi despre o învățătură omogenă la început, că aveam un singur centru. Apoi, două centre învățături nuanțate și apoi, după 1950, unificarea cultului duce din nou la o oarecare omogenizare a învățăturii, având în vedere ceva mai târziu, deja după 1970, de centrele acelea sau grupurile acelea de studiu organizate întâi cu păstorii, studii de scurtă durată, de trei luni, la Centrul Cultului în București, unde erau convocați păstori din toată țara, începând cu anii 1970, s-au fost câteva grupuri. Acestea au contribuit foarte mult la omogenizare apoi seminarul penticostal apărut în 1977, apoi tipăriturile, cărțile care au apărut, au dus cumva la omogenizarea învățăturii penticostale în România. Ca ar fi încă anumite învățături sau practici care nu sunt acceptate de către toate bisericile penticostale în aceeași măsură, chiar și la 100 de ani? Încă avem două orientări în ceea ce privește cina Domnului și spalarea picioarelor. În rest, în învățătură, nu avem dis distinții majore sau învățături care, în mod special, într-o zonă din țară să fie acceptate și în altă zonă să nu fie acceptate, dar avem totuși nuanțe, nuanțe care, de pildă, în anumite părți din țară s-a dezvoltat mai mult învățătura venirii Domnului Isus Hristos. Înainte de răpire, fără ca biserica să treacă prin necaz, în alte zone geografice, învățătorii pentecostali au mers pe altă variantă, că Domnul Isus va veni la mijlocul necazului cel mare sau Domnul Isus va veni la sfârșitul necazului cel mare. Deci, cu privire la vremurile din urmă, la Apocalipsa, încă există aici, pot spune eu, două sau trei opinii și pentecostalii încă nu au o unitate în vedere. S-ar putea vorbi despre distinctive ale penticostalismului românesc în comparație cu penticostalismul mondial. Pun întrebarea aceasta deoarece o parte însemnată a dezvoltării mișcării s-a realizat sub blocul comunist care a ermetizat oarecum influențele din exterior. Distinctivele românești nu sunt esențiale sau nu putem vorbi despre ele. Și cum îmi explic eu acest fenomen uh, un istoric penticostal Walter Hollenweger el spunea că primii 7-8 ani hai să spunem 10 ani extinzând puțin ceea ce spunea Hollenweger Primii ani au fost anii decisivi în formarea mișcării pentecostale. El spunea, primii șapte ani au fost nu anii copilării, ci anii maturității mișcării pentecostale. Având în vedere că mișcarea pentecostală pe plan mondial s-a format în primii ani, acest fenomen s-a petrecut și în România. În primii ani s-a format distinctivile mișcării pentecostale, până să apară comunismul. Or, în primii ani, Distinctivele pentecostalismului românesc, mă refer din punct de vedere teologic și chiar al practicilor pentecostale, s-au format printr-o legătură destul de bună cu Statele Unite. Gheorghe Braden a avut o legătură foarte bună cu Pavel Budeanu, un român care se afla pe vremea aceea în Statele Unite și a aparținut întâi de Assembly of God, apoi de Church of God și el trimitea reviste, el a făcut și câteva vizite în România, prima în 1924 când s-a scris și primul, prima mărturisire de credință pentecostală. și prin revistele care au început să apară din 1929, revista Cuvântul Adevărului, învățătura românească s-a pus în acord cu învățătura penticostală din Statele Unite. Deci, noi n-am avut o uh, învățătura noastră românească, ce am importat ca doctrină. Sigur, după ce penticostalismul românesc a prins amploare, funcție de zona geografică și de bisericile din care proveneau cei care au devenit mai târziu pentecostali s-au putut observa nuanțări, dar nuanțările erau de genul accept sau nu ceasul, accept sau nu aparatul de radio sau televizorul, deci erau mai degrabă nu nuanțări doctrinare, ci moduri de raportare la anumite evenimente sociale, de exemplu, nu participau la întruniri, știu eu, la Căminul Cultural sau la horele din sal sau la nu știu ce, dar nu erau o, uh, un specific absolut românesc, pentru că așa ceva, de exemplu, se întâmpla și în anumite zone, în Germania sau în, uh, 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 Uniunea, în Rusia de atunci, în Uniunea Sovietică, în țările din Uniunea Sovietică, erau cam aceleași tendințe, deci nu putem vorbi de ceva strict românesc. Era mai degrabă un fel de raportare a concepțiilor penticostale la cultura noastră românească, dar era doar, mai degrabă putem spune, o aclimatizare, nu o noutate. Deja ați făcut referire la faptul că au apărut anumite reviste, chiar instituții, seminarul teologic penticostal, când a apărut primul manual de doctrină, să spunem așa, în teritoriu dacă ne referim la mărturisire de credință, ea a fost, a slujit multă vreme ca singurul manual, dacă putem să spunem, dar manual în sensul mai profund, eu cred că am putea să evidențiem două, trei cărți. În primul rând, începând din 1952, apăreau lecțiunile biblice, care trebuiau ținute duminical în biserică și acolo la lecțiunile respective erau indicate sau erau date mai multe idei care, de fapt, erau doctrină. Și cărțile acestea de lecțiuni biblice au slujit în perioada aceea, în jurul anilor 1950, ca, ca și scrieri de doctrină. Altceva nu exista. Sigur, am mai avut. Bra o carte, un studiu pe Apocalipsa, dar nu era o doctrină strict penticostală, era abordarea cărții Apocalipse, Apocalipsa din perspectivă penticostală. Dacă putem vorbi de cărți, carte de doctrină penticostală, probabil că una dintre cele mai timpurii a fost îndrumătorul păstorului, apărută și ea destul de târziu, după 1970, și apoi cărțile de doctrine în adevăratul sens al cuvântului au apărut după 1976-77, când Trandafir Sandro a început să scrie 7-8 uh, cărți, dintre care cele mai importante, una doctrine biblice, una despre lucrarea Duhului Sfânt, o prezentare a Evangheliei, o o, chiar o prezentare istorică, o istorie a bisericii și altele câteva. Este știut că bisericile, <coughs> bisericile pentecostale promovează o abordare, hai să spunem, devoțională, profetică chiar, a cunoașterii spirituale. Se situează această cunoaștere în conflict cu cunoașterea abstractă, teologică, scolastică? Nu pot să spun în conflict. Pentecostalii de la început au subliniat faptul că odată ce ai experimentat umplerea cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt printre alte roluri te și luminează să înțelegi scriptura. Din motivul acesta, de exemplu, ei n-au fost foarte deschiși pentru cărți. Tendința s-a văzut și în America în mișcarea cea mai veche din America Pentecostală, în Church of God, de exemplu, ei n-au fost de acord să-și scrie propria mărturisire de credință timp de 40 ceva de ani. Ei au spus, o mărturisire de credință ar stinge cumva libertatea Duhului de a ne conduce, de a ne dirija. Ei, observați că tocmai ideea aceasta că biserica trebuie să aibă o lumină permanentă de la Duhul Sfânt și să se lase călăuzită atât în interpretarea Sfintelor Scripturi, cât și în rezolvarea dilemelor din viața problemelor complicate, trebuie să se lase călăuzită de Duhul Sfânt, fie prin călăuzirile untrică, fie prin călăuzirii profetică sau prin vedenii, prin alte experiențe miraculoase cu Duhul Sfânt. Dar în același timp, nu cred că a fost o tendință de a respinge în mod total și definitiv interpretarea Bibliei din punct de vedere, să spunem așa, după anumite principii de interpretare, o interpretare sau o hermeneutică simplistă de interpretare. La ce mă refer? Încă din anii 1906-1907 în America a apărut deja o serie de principii de interpretare ale Bibliei. Parham le-a pus și mai timpuriu într-o carte pe care a scris-o. Cartea lui se cheamă O voce care strigă în pustiu sau Vocea care strigă în pustiu. Acolo el deja a pus niște criterii de interpretare. Odată ce aceste criterii de interpretare a Bibliei au ajuns și în România, prin Pavel Budeanu și prin Gheorghe Bradin. Să nu uităm că până la urmă Bradin venea din mișcarea baptistă. În cadrul mișcării baptistei, Bradin n-a fost extremist. El a acceptat o interpretare a Bibliei după anumite reguli de interpretare. Și de la Bradin s-a dezvoltat concepția aceasta că Biblia totuși noi interpretăm fiecare cum vrem și o interpretăm totuși într-un mod unitar, după niște principii de interpretare. Așadar, pentecostale au avut și extreme. Nu ne trebuie cărți, nu ne trebuie școli, nu ne trebuie nimic. Dar nu putem spune că... Tendința lor de interpretare a Bibliei a fost, așa spune mie Duhul Sfânt, așa am înțeles eu, nu mă interesează ce spun alții. Astea au fost mai degrabă cazuri izolate sau extreme. Pentecostale, cel puțin de la Bradin, care Bradin a fost chiar ordinat în cadrul cultului baptist. Deci el a avut totuși o înțelegere că Biblia trebuie interpretată după niște principii. La acest moment istoric există tendință de reevaluare doctrinară ce părere aveți? Se constată, se remarcă o dorință de conservare a specificității penticostalismului de la început sau se urmărește o adaptare? Eu cred că mai degrabă penticostalismul românesc încearcă să se conserve tocmai din cauză că a existat prea mult tendința de aliniere cu gândirea penticostală apusiană Orgândirea gândirea din apus și în special din Statele Unite, nu vreau să fiu critic, dar vreau să spun că pierde din distinctivele pentecostalismului clasic. Adică sunt deja teologi pentecostali în apus care consideră că botezul cu Duhul Sfânt ar trebui inclus în convertire și nu separat de convertire. Sunt teologi din apus care susțin că vorbirea în limbi nu este determinantă nu este o dovadă a botezului cu Duhul Sfânt și se merge pe o tendință de a globaliza penticostalismul și al alinia cu marile tradiții teologice evanghelice. Ei, penticostalismul românesc nu este atât de deschis la această aliniere cu tradițiile evanghelice, tocmai pentru că experiența penticostală este unică pusă sau aliniată, forțată să intre în tiparele teologiilor evanghelice deja pierde din unicitatea ei. Adică n-ai cum să încadrezi botezul cu Duhul Sfânt, cu vorbire în limbi, însoțit de darurile Duhului Sfânt, să-l încadrezi ca și ceva ce are loc automat la convertire, atunci când ești iertat, atunci ești și introdus în trupul lui Hristos și atunci s-a petrecut botezul cu Duhul Sfânt. Din moment ce tu ai trăit această experiență, ai vorbit în limbi, ai primit un dar spiritual și aceasta nu s-a întâmplat în momentul convertirii, n-ai cum să accepti ideile, neopenticostale sau carismatice că la convertire acolo și botezul cu Duhul Sfânt acolo e totul. Deci penticostalismul românesc încearcă să se conserve mai degrabă decât să se alinieze cu tendința aceasta apărută după 1970 odată cu apariția mișcării carismatice. Ce putem spune despre influența diasporei asupra penticostalismului. A existat o diaspora americană, dar ulterior, după Revoluție, în mod progresiv, etapizat, a apărut și diaspora europeană mai consistentă. Credincioșii care au migrat în aceste teritorii au avut, avut de-a face cu anumite provocări. Au reușit să conserve penticostalismul românesc sau au existat anumite nuanțe, anumite variații pe care le-a adus contactul cu bisericile pentecostale din diaspora. Aici avem două situații diferite. Avem diaspora americană foarte veche, pe vremea când Bradin și Budeanu puneau bazele mișcării pentecostale în România, cam în același timp se înființau și primele biserici pentecostale românești din America, în uh, anii 1920-30, ori bisericile pentecostale din America formate atunci erau pe aceleași criterii și teologice și ale practicii ca și bisericile din România, ca aceiași, fondatorii erau aceiași și viziunea era aceeași. Deci noi nu duceam ceva nou din România, ci aduceam ceva din America și acel ceva era acceptat și de penticostalii români din America. Deci aveam o bază comună, nu era o noutate în România și diaspora n-a avut nevoie să se adapteze pentru că s-a format exact acolo unde penticostalismul exista deja de 20 de ani. De vorbesc de românii pentecostali din America. După 1990, după diaspora aceasta în um, masivă și dacă vreți, de termen scurt de multe ori, în Europa în special, lucrurile s-au schimbat puțin. În ce sens? Pentecostalii români plecați în țările din Apus au fost, în primă instanță, șocați nu atât de mult de doctrinele pentecostale, acestea erau destul de unitare și de uh, modul practic viața bisericească. Uh, nemulțumiți de standardele morale, de îmbrăcăminte, de uh, participările acestea la evenimente pe care penticostalii români le consideră păcătoase, penticostalii români s-au grupat în biserici penticostale românești în diaspora. Ei se simțeau cumva străini, din punct de vedere al practicilor bisericești, într-o biserică penticostală, de exemplu, din Germania sau din Austria sau dintr-o altă țară. Și atunci și-au format propriile lor biserici, formându-și propriile lor biserici românești, ei au reușit să conserve specificul penticostalismului românesc mai bine decât l-am conservat noi în țară. Observăm la ora actuală că sunt biserici în România mai apropiate de felul de a fi al bisericilor din Apus, biserici pentecostale mă refer, decât bisericile pentecostale de acolo din Apus, românești. Te duci într-o biserică pentecostală românească din Spania și o găsești că este cum erau bisericile pentecostale românești din România de acum 10 ani sau 20 de ani. Deci iată că ei au conservat elementul acesta și asta este meritul lor. Sigur că partea bună a fost că acolo unde au existat extreme românești, ca de pildă uh, modestia în îmbrăcăminte și condiții mântuitoare, aceste extreme au fost corectate și pentecostalii s-au aliniat puțin cu condițiile de viață și cu integrarea în societate după modelul creștinilor din apus. Dar, spuneam, penticostalismul în românesc în diaspora este uh, cred eu, destul de bine conservat. S-au formulat în acești 100 de ani mai multe mărturisiri de credință sau a fost una singură care s-a perpetuat de-a lungul anilor? Istoria mărturisirilor de credință este lungă. Mă refer la prima mărturisire în 1924, făcută de Braden împreună cu Budeanu, având ca model o mărturisire de credință de la Pentecostale din Assemblies of God, sau adunările lui Dumnezeu. Această mărturisire de credință a fost una dintre cele mai bune pentru că a fost făcută fără o cenzură, încă nu existau comuniști pe vremea aceea, și a fost făcută de către Bradin, care avea o experiență ca slujitor și ca și creștin, și de Budeanu, care avea de asemenea o lumină și o înțelegere și aveau abilitatea aceasta de a prinde subtilitățile doctrinare și mai ales că Braden avea și experiența evanghelică din perioada cât a fost în Biserica Baptistă și au reușit să facă un, o mărturisire de credință extrem de bună. El a tras cu ochii, bineînțeles, și la mărturisirea de credință baptistă din biserica din care provenea. Această mărturisire de credință a slujit o bună perioadă de timp ca manual, dacă pot să spun așa de doctrină, că noi altceva nu aveam. Dar ea a fost folosită și pentru a, ca document oficial, pentru a cere recunoașterea cultului pentecostal. Și atunci au venit presiunile. Autoritățile din vremea aceea au început a presa liderii pentecostali pe anumite articole din mărturisirile de credință. Și în felul acesta, au apărut variante. De exemplu, în 1946 a apărut o variantă care a fost înaintată la Ministerul Cultelor, dar a trebuit să fie puțin modificată față de cea din 1924. Sigur, modificările erau mai degrabă de terminologie sau uh, modificări, nu erau de esență, dar oricum erau câteva modificări în schimb, o mărturisire de credință modificată substanțial a fost cea din 1950, din uh, timpul comuniștilor. Comuniștii i-au obligat pe Pentecostali să taie o serie întreagă de articole, din 51 de articole cât a avut mărturisirea, de exemplu, tipărită în 1929 la Lipova, de Bradin, în 1950 s-a ajuns la o mărturisire de credință în 30 de articole, unele dintre ele fiind comasate, iar altele fiind scoase de tot, pentru că socoteau comuniștii, afectează gândirea și e, etica comunistă. Ei, cu mărturisirea aceasta din 1950, noi am primit recunoașterea oficială și, într-un sens, ea a rămas ca mărturisirea de credințe pentecostală oficiale, În schimb, circula și varianta cealaltă originală din 1924, reînnoită în 1946, spunem noi varianta completă, necenzurată. Ca fapt istoric, în 1994, după căderea comunismului, Penticostalii au revenit la, măsură, la mărturisirea din 1946 a fost doar stilizată, a fost refăcută. Și mărturisirea actuală este cea refăcută în 1994, are doar 31 de articole, dar nu a scos din mărturisirea din 1924 și 46, ci doar a regrupat articolele. Deci putem spune că noi la ora actuală avem o mărturisire de credință extrem de aproape de cea din 1924, rescrisă în 1946 și reorganizată structural în 1994. Reușește penticostalismul să asimileze grupările disidente ale acestei grupări, care se știe că au particularități de învățătură care sunt disonante față de filonul principal al confesiunii. Își propune pentecostalismul acest demers sau pur și simplu își vede de drum fără să mai ia în considerare aceste grupări? Cred că pentecostalismul nu are o programă specială de asimilare a mișcărilor dizidente, dar există un fenomen de diminuare a acestor grupări pe care eu mi-l explic cam așa. Dizidenții care au pus bazele mișcării au fost bunicii sau, copii, sau părinții copiilor de astăzi. Copiii au observat inconvenientele majore cauzate de învățăturile deplasate, excentrice, din cadrul mișcărilor dizidente, și copiii au renunțat la acele învățături care nu corespund... Nici cu Biblia și nici cu creștinismul românesc. Și atunci copiii unor dizidenți astăzi se regăsesc în bisericile pentecostale. Au venit ei pentru că bătrânii au murit, ei copiii n-au mai fost de acord cu ceea ce au văzut la părinți și atunci au spus avem o singură variantă. Ori ne pierdem în lume, ori ne ducem la bisericile pentecostale care există și cu care suntem destul de aproape. Și atunci o serie de copii ai fraților dizidenți de altă dată se regăsesc astăzi în bisericile noastre. O altă explicație a diminuării mișcării dizidente. Copiii aceștia au ieșit în afară, tinerii aceștia s-au dus în Europa. Când au venit în țară, ei în Europa unde s-au dus, au format biserici românești și din nevoia de a se întâlni cu românii, nevoia de a socializa. Și atunci ei au format biserici. Și ei care erau dizidenți și nu mergeau la biserică în România, iată că în Germania au simțit nevoia să se adune la biserică. Și când au venit în țară, au spus, mo este momentul să ne facem și noi o biserică în sat, pentru că în Germania am avut-o. De ce să nu avem una și în, într-un sat românesc, unde locuim acum, după ce ne-am întors din diaspora? Și iată că o parte dintre ei, și eu chiar cunosc câteva localități în care au existat dizidenți, pe părinții lor i-am cunoscut bine și acum copiii s-au întors și au clădit două sau trei adunări pentecostale de toată frumusețea și copiii nu mai sunt dizidenți, sunt pentecostali care stau în biserici construite de mâinile lor. Deci cam asta este uh, raportarea noastră a pe, uh, mișcării pentecostale la dizidenți. Ei ne caută pe noi și nu noi am căutat pe ei. După 100 de ani de istorie oficială a pentecostalismului românesc, se constată o creștere în ceea ce privește rigoarea teologică la momentul actual? Deci s-au pus bazele unui pentecostalism cu totul altfel în ceea ce privește învățătura. La ce mă refer cu totul altfel? Adică un pentecostalism care să nu fie de acord cu acele învățături care la vremea lor erau bune, erau folositoare pentru Pentecostale de acum 50-60 de ani, dar astăzi nu mai sunt relevante și deranjează. Și atunci, în învățătură, s-a renunțat la o serie de idei care nu aveau de-a face nici cu Biblia și nici cu mântuirea, în mod explicit în mod direct, ce mai degrabă țineau de cultura de acum 50-60 de ani și erau mai degrabă învățături legaliste. Sigur, au apărut școlile teologice. Odată ce au apărut școlile teologice, au apărut manuale de teologie pentecostală românească. Toate acestea au contribuit la uniformizarea și în același timp la aducerea doctrinilor penticostale românești la un nivel destul de acceptat în contextul evanghelic românesc și chiar dacă vreți dincolo în perimetru din afară, adică penticostalismul românesc la ora actuală este competitiv, este aprobat, dacă vreți, doctrinar de către teologi din apus, ne vizitează, cărțile noastre deja de teologie pentecostală românească sunt destul de aproape de teologia pentecostală din apus, spuneam, cu excepția reorientării carismatice pe care românii pentecostali nu acceptă, în rest, învățătura românească pentecostală, după părerea mea, s-a așezat bine. Nu pot să am cuvinte de laudă, în schimb, în ceea ce privește practica penticostală în anumite zone sau în anumite biserici. Asta mă refer la faptul că în multe biserici a încetat acea pasiune pentru stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, nu se mai observe atât de evident sau chiar aproape s-au stins darurile Duhului Sfânt, deci noi aici am făcut regres. În schimb, în doctrină, după aprecierea mea, mișcarea penticostală s-a așezat pe un fundament teologic destul de solid. Ce ne puteți spune despre modul în care reușește penticostalismul clasic să se delimiteze de uh, acele biserici... Uh, independente, care au poate un specific pentecostal, dar nu se suprapun perfect, exact peste gândirea și practica pentecostală. Sigur că noi ne delimităm, în primul rând, doctrinar. De exemplu, nu suntem de acord cu învățăturile acelea privind prosperitatea sau sănătatea, dacă ești penticostal, dacă ești credincios, n-ai voie să fii bolnav, trebuie să fii bogat. Deci ne-am delimitat, în primul rând, din punct de vedere doctrinar, am menținut doctrina noastră și n-am lăsat aceste noutăți, așa numite, să ne invadeze. În al doilea rând, am reușit să ne uh, delimităm de mișcările acestea care uh, sub influență carismatică, au adus noutăți în ceea ce privește vremurile din urmă. Există tendințe sau grupări care susțin că noi deja suntem acum în împărăție, deja împărăția lui Hristos este pe pământ și biserica trebuie să o fondeze și Domnul Isus va veni doar când împărăția lui va fi deja fondată pe pământ de către biserică. Noi ne delimităm de toate aceste mișcări. În primul rând spuneam, prin faptul că ținem la doctrina noastră și în al doilea rând prin faptul că nu spunem bun venit acestor vizitatori, acestor mesageri care uh, caută amvoanii să-și uh, uh, expună doctrina și poate și un avantaj pe care îl mai avem, nici nu ne dăm, în, 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 nu, nu suntem extrem de interesați de scrierile lor, traducerile. Uh, vizează de obicei acele cărți care merg pe gândirea penticostală apropiată de cea românească. Nu ne aventurăm să traducem toate năzbătiile acestea și atunci cumva publicul românesc este protejat prin chiar faptul că nu are un acces larg la această literatură. Mulțumesc în numele ascultătorilor pentru faptul că ați oferit, iată, această evaluare a mișcării pentecostale la 100 de ani, la moment aniversar, și fie ca lucrarea lui Dumnezeu prin intermediul mișcării pentecostale să înainteze într-o manieră biblică și corectă. A fost împreună cu noi fratele păstor Constantin Macoveciuc. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Fiți Binecuvântați până la o nouă auzire. În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.